Guvernul a luat legătura cu firmele autohtone pentru producerea în regim de urgență a pastilelor de iod. Anunțul a fost făcut chiar de premierul Nicolae Ciucă, în contextul în care armata rusă a bombardat cea mai mare centrală nucleară din Europa în timpul atacurilor din Ucraina. În momentul de față există un anumit număr de pastile de iod, el este insuficient, motiv pentru care la nivelul Ministerului Sănătății s-a luat legătura cu producătorii noștri de medicamente, astfel încât în regim de urgență să poată să producă astfel de pastile. Cu toate că nu există depășire ale nivelului de radiație în prezent, guvernul trebuie să ia măsuri de prevenție într-o astfel de situație. Nu există depășiri ale nivelului de radiație. Ca atare, revenind la ceea ce trebuie să facă guvernul, guvernul este în măsură să ia măsurile care se pretează pentru o astfel de situație, măsuri încă o dată de precauție, astfel încât să putem să venim și să reacționăm într-o prezumptivă situație de acest fel. Forțele militare ruse au preluat controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, după ce în urmă cu câteva zile au lansat un atac provocând un incendiu la o clădire de 5 etaje aflată lângă centrală. Autoritățile locale au declarat după incident că în cazul unei explozii va fi de 10 ori mai rău decât după accidentul de la Cernobâl, iar întreg continentul european ar fi în pericol.